Elevi din Craiova și câteva comune din județul Dolj și-au etalat costumele populare într-o paradă ce a plecat din centrul orașului și s-a oprit în parcul Romanescu. Este o onoare să participăm la acest festival ca la toate celelalte și ne bucurăm și le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în mersul nostru, pe parcursul tuturor anilor. De unde vii? Vin din Craiova. Din Craiova. De câte ori porți tu ea? De multe ori. Cămașa cu altiță este piesa de încărcătură simbolică din costumul de sărbătoare purtat în satul tradițional românesc. O alee din parcul Romanescu a fost plină de astfel de costume. Sunt specifice zonelor etnografice ale Olteniei și fac parte din colecția particulară a muzeografului Liviu Olteanu. Este cel mai frumos veșmânt, veșmântul care ne înnobilează și astăzi am deosebită plăcere, pe lângă colecția etnografică Liviu Olteanu, am lângă mine sufletele sufletului meu, fetele din grupul folclorii grecești Cernătești Dolj, care sunt în spatele meu, un grup înființat de puțin timp, dar mă bucur că sunt alături de mine, îmi înțeleg sufletul. A opta ediție care ne aduce din nou în Parcul Romanescu cu o expoziție particulară, colecția Liviu Olteanu, zona grecești Cernătești, alături de foarte multe piese realizate de grupul folcloric Cernătești pe care de asemenea Liviu Olteanu îl animă și îl însuflețește și alături de momente frumoase pregătite de noi, secția de etnografie a Muzeului Olteniei, alături de membrii ansamblului profesionist Maria Tănase și care cred că vor constitui o bucurie din nou pentru craioveni și pentru peisajul acesta al unei piese de port devenite matrice identitară pentru români și nu numai. Cea de 8-a ediție evenimentului Craiova se îmbracănie a adus la oaltă meșteri creatori de cămăși cu altiță din toate zonele Olteniei, dar și interpreți de muzică populară. Pentru noi românii, părerea mea cred că există, este vorba de identitatea noastră. Pentru că pe ei este reprezentat ce este specific locului. Este proiectul meu de suflet și bineînțeles că n-aș fi reușit să fac acest lucru dacă nu mi-ar fi fost alături colegii mei de la ansamblu folcloric Maria Tănase. De fiecare dată vin cu drag în rândurile lor, pentru că ceea ce se întâmplă aici tot timpul emană foarte, foarte multă emoție. Festivalul s-a încheiat pe esplanada Casei Bibescu din Parcul Romanescu cu un spectacol de cântece și dansuri din folclorul românesc, transmis în direct de TVR Craiova.